Cine ne prostește în țara asta? Evident, în cazul de față, cei de la minister. Clar că s-a încercat să vină cu o declarație foarte rapid pentru a plana anumite lucruri în societate, înțelegând că, de fapt, despre problema ca atare vor afla foarte multe persoane, pe când, probabil, dânșii se gândesc ca numărul de pacienți care vor avea de suferit în urma acestei situații poate va fi mai mic. Trebuie să mai menționăm că categoria de oameni care, de fapt, vor nimeri în această situație, cei care vin la aceste spitale, pacienții, deși în linii generale sunt persoane cu venituri reduse. Deci sunt persoane cu venituri reduse. Și aici, ca să impui încă ca să meargă, să-și procure medicamente, ulterior să le faci anumite promisiuni pe care nu le poți realiza, chiar este o batjocoră. Pe de altă parte, se încearcă să pună într-un conflict direct pacientul cu directorul de spital. Pentru că pacientul va avea acest curaj? Evident, pacientul nu va merge la minister, pacientul nu va merge la agenția medicamentelor, poate unul din ei, nu știu, un număr foarte, foarte mic. În linii generale, dacă cineva merge la spital ca să-și returneze banii, evident că directorul este pus într-o situație foarte dificilă. Neavând niciun act normativ, neavând niciun regulament, neavând o listă de documente întărită la un organ undeva care ar trebui să-l solicite de la pacient, neștiind care preparat sau care medicament poate fi acceptat, care nu poate fi acceptat, deci sunt probleme foarte multe. Și atunci dânsul nu va risca ca, eu nu știu, să adune o sumă foarte mare de bani, pentru că, în caz contrar, ar trebui ulterior să o scoată din buzunar și să achită această diferență. Și respectiv, să duce într-un conflict de interes pacientul cu directorul de spital. Și nu știu chiar cu care ar putea să fie finalul acestor discuții aprinse între conducerea spitalului și pacienți. Da, foarte mulți din pacienți chiar cred că nu vor ajunge la, eu știu, clarificări de genul ăsta, pentru că dincolo de faptul ceea ce se spunea că sunt distanțe foarte mari din Raioane până în Chișinău, totuși bunătatea pe care o are cetățeanul nostru, moldoveanul nostru, ca de fiecare dată să accepte, să dea capul în jos, să treacă peste toate fără de legile, să uite ca un vis, nu știu, neplăcut și să meargă acasă, îi face ca cei care astăzi controlează aceste sisteme să fie sau să aibă intenții și mai urâte sau și mai prostești de utilizarea sistemului respectiv. Eu cred că atâta timp cât nu doar sistemul de medicină, dar în general sistemele care astăzi funcționează în țară, atâta timp cât ele nu vor fi depolitizate financiar, atâta timp noi vom discuta, dar soluțiile finale nu vor fi. Ați văzut ce a spus domnul prim-ministru în declarația sa? Că e timpul, poate, să-i punem la pușcării. Dar ce domnul prim-ministru, atâta timp cât el și-a exercitat funcția, nu cunoaște de problemele din sistemul de sănătate. Dar haideți să-mi spuneți măcar o persoană din conducerea ministerului și au fost cazuri de amploare, și domnul deputat Brega nu o să dea să mint, inclusiv utilizarea proprietății statului, interesul agenților economici. Foarte multe lucruri. Măcar o persoană a fost trasă la răspundere. Nu. Pentru că accentul s-a pus pe un biet medic care a primit o ciocolată cadou și s-a intentat un dosar penal, iar sumele de milioane, de sute milioane, au fost așa trecut cu vederea, pentru că acolo este interesul dânșilor.